Pentru mine, pentru UNPR, pentru colegii mei, acest naționalism înseamnă că orice decizie guvernamentală, orice lege adoptată în Parlamentul României va fi gândită în primul rând pentru binele țării. Nu pentru binele unui partid, nu pentru binele unor companii, nu pentru a impresiona pe cineva din afara țării, ci pentru a fi de folos românilor și României.